Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina, singurul din județul Olt cu profil pedagogic, a anunțat elevii care au promovat probele de aptitudini că trebuie să-și completeze dosarele pentru a fi declarați admiși pe locurile disponibile la profilele vocaționale. Nedepunerea documentelor atrage vacantarea locului. Pentru anul școlar următor, Liceul Slătina școlarizează două clase pentru specializarea învățători educatoare și educatori puericultori, iar pentru profilul artistic, o clasă specializare arte plastice, decorative și design. 20 de asistenți maternali profesioniști trebuie să angajeze anul acesta Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în cadrul proiectului Team Up, Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor. Recrutarea continuă, până acum doar 6 persoane din județ fiind încadrate, iar alte două urmează cursuri de instruire. Cei interesați pot depune cereri de evaluare. Primăria Caracal a anunțat demararea unei ample campanii de combatere a ambroziei care îmbolnăvește anual mii de oameni. Administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole, dar și proprietarii sau deținătorii de terenuri din Caracal, au obligația ca până la sfârșitul lunii iunie să îndepărteze ambrozia de pe proprietățile lor, evitând astfel eventualele amenzi. Ieri au debutat probele scrise la examenul de bacalaureat, iar candidații care s-au înscris sunt așteptați mâine să susțină o nouă probă, proba obligatorie a profilului. Joi este programată ultima probă scrisă din această sesiune, cea la alegerea profilului și a specializării. Primele rezultate se vor afișa pe 30 iunie. Concursul Național de Titularizare 2020 a fost suspendat potrivit unui ordin de ministru în perioada stării de alertă. Calendarul concursului de titularizare prevedea că din 18 iunie începând scrierile. Proba scrisă a examenului pentru titularizare învățământ urma să aibă loc în data de 15 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Conform noului ordin, toate aceste etape se suspendă.